La începutul anului 2015, jihadiștii din statul islamic au pătruns în Mosul, căutând creștinii de acolo. De îndată ce îi găseau, pe casa lor era scris o literă, N, de la Nasara, termen care însemna creștin. Odată avut această literă pe casă, existau trei posibilități. Fie să plătești o taxă jihadiștilor, fie să te convertești la mahomedanism, fie să plătești cu propria viață. Isaac Al-Karain, unul dintre miile de creștini aflați în Mosul, a avut de luat o decizie ce să facă într-o astfel de situație. Dacă ai fi acolo și ai putea să-l îndrumi, ce să facă? Oare ce sfat i-ai da? Într-o situație oarecum similară se aflau creștinii cărora le scrie autorul cărții evrei și pentru a le consolida credința le oferă câteva modele de trai. Un astfel de model este Avram, care și el, din cauza credinței, a trebuit să treacă anumite teste. Ce l-a determinat pe Avram să pășească prin credință? Îngăduim să citesc un verset din Evrei, capitolul 11. Versetul este acesta. Versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Ceea ce hrănea credința lui Avram, în ciuda testelor acesteia, era tocmai perspectiva unei patrii mai bune. Nu știu prin ce treci astăzi, nu știu care e situația ta, cu ce te confrunți. Poate nu e ceva așa de grav pe cum s-a confruntat Isaac al Carain din Mosul în 2015, dar poate și tu treci prin momente grele. Ce ți poate hrăni credința ca să poți păși mai departe? Oare nu cumva perspectiva unei patrie mai bune care ne așteaptă? Nu-ți pierde din vedere perspectiva viitorului strălucit pregătit de Dumnezeu.